Recunoști povestea? Trăia odată în pădurile din Europa un urs mare și blând. Avea culoarea cafelei cu lapte și era foarte curios din fire. Așa că, într-o zi, se hotărât să vadă cum trăiesc și alți urși. Străbătu mări și țări până ajunse la polul nord, acolo unde toți urșii erau albi. Desigur, ai recunoscut povestea, nu-i așa? Este vorba despre povestea ursului Cafeniu. Ursul Cafeniu era curios să afle cum trăiesc urșii polari, de aceea pleacă spre polul nord. Astăzi îți propun să descoperim împreună informații interesante despre animalele care trăiesc la polul nord. Polul nord este cel mai nordic punct de pe Pământ. Este situat în mijlocul Oceanului Arctic, care este înghețat aproape în întregime pe tot parcursul anului, deoarece soarele nu mai strălucește acolo timp de aproximativ o jumătate de an. În majoritatea legendelor, Polul Nord este asociat cu locația atelierului lui Moș Crăciun. Temperaturile negative, cele 6 luni de întuneric și vântul puternic fac din regiunea polară una din zonele cele mai dificile de locuit. Doar animalele special adaptate la aceste condiții pot să supraviețuiască la Polul Nord. Fiecare animal este adaptat în felul lui la acest mediu ostil. Le recunoști aceste animale? Ursul polar este cel mai mare animal carnivor terestru. Datorită blănii sale groase, ursul polar nu este afectat de temperaturile scăzute de la Polul Nord. Vulpea polară este mai mică decât vulpea obișnuită. Are blană de culoare albă iarna și gri maroniu vara. Iepurele polar are blana groasă, albă, ceea ce îi permite să trăiască în regiunile arctice, camuflat și la căldură. Foca este adaptată la viața marină și își petrece o mare parte a timpului în apă, deseori sub stratul de gheață. Are un mers greoi pe pământ, dar în apă este un excelent înotător. Morsa este un mamifer marin impresionant. Ea seamănă cu o focă imensă. Are însă o pereche de colți mari de fildeș, care la mascul pot atinge lungimea de 1 metru. Orca sau balena ucigașă este cel mai rapid mamifer marin. Este un predător feroce. Regiunea polară îi asigură o sursă foarte bogată de hrană. Bufnița de zăpadă este una dintre cele mai mari specii de bufnițe. La maturitate, penele sunt de culoare alb pur. La Polul Nord trăiesc mai multe specii de pești. Cel mai cunoscut este codul arctic. Știai că husky este un câine folosit la tracțiunea sănilor în regiunile polare? Știai că urșii polari nu mănâncă pinguini? Urșii polari trăiesc la Polul Nord, iar pinguinii la Polul Sud. Sarcini de lucru. Folosiți diverse surse de informare, enciclopedii, internetul, pentru a afla informații despre ursul polar și ursul brun. Notați în diagramă asemănări și deosebiri dintre cele două specii de urs. Realizați în echipe un colaj animalele de la Polul Nord, folosind imagini și informații despre adaptarea viețuitoarelor la mediul de viață. Prezentați în fața colegilor produsele realizate de echipa voastră. Succes!